Mergem să povestim cu Carmen Grebenișan, care ia tu aici în toată splendoarea. Ce faci, Carmen? Cum ești? Bine, foarte bine. Da? Dar foarte bine fac, nu zic doar așa. Perfect. Haideți să stăm un pic jos de povești. Nu de alta, dar apoi învârtim și roata provocărilor. Da. Te întreb cum ești, pentru că ai trecut printr-un divorț. Da, am trecut Știe lumea de lucrul ăsta. Da. Nu da. E ca și cum acum se află și acum ești bine. Știu. Sunt foarte bine. Nu am fost rău. Trebuie să știe lumea chestia asta. Nu am fost rău. Nu am avut un moment în care să sufăr acum. Pentru că asta de asta e un pic, aș vrea să înțeleagă oamenii, că poate să zică cineva, stai, domnule, e insensibilă. Nu, e vorba de insensibilitate, e vorba că un lucru poate se termine în acte la un moment dat, dar el poate se consuma în timp. S-a terminat de mult, într-adevăr, dar înainte să iau o hotărâre, pe mie mi-a un pic mai mult timp și nu sunt impulsivă, o calculez mult. Ești luptătoare. Da, nu renunț ușor, chiar deloc. Și normal că lumea vede doar finalul și zice, a, ce repede ți-ai revenit. Eu cred că mi-a revenit deja de mult timp, adică m-am resemnat. Cât timp ați fost voi împreună? Cred că nu am stat să calculez. În 2020 am început, până acum în februarie oficial. Oficial între noi. Da. Dar practic relația nu mai funcționa de ceva timp. Nu funcționa în termeni în care trebuie să funcționeze o relație între un soț și o soție. Funcționa în termeni de prietenie. Adică sunt și părți bune, nu vreau să vorbesc despre asta. Clar, 100%. Chiar ne înțelegem la un nivel friendly. Da, la un moment dat unele lucruri nu mai funcționează ca soț și soție, exact cum ziceai tu. Și atunci mai bine fiecare să-și vadă de drumul lui pentru a fi fericit în viață. Normal, și tu ai văzut acum o fotografie, cum îl cheamă? Pe Cristian. Da. Stă în America? El locuiește acolo, dar este din România. Da? Da. Te-am văzut undeva acolo, Miami sau ceva de genul. Da, momentan locuiește acolo. Și e cineva pe care îl știai de foarte, foarte, foarte mult timp. Acum dar foarte, da, de, nu interacționați, nu aveați nicio treabă. Nu, ne știam. Mie a stat și el în Cluj-Napoca, din câte știu eu, la facultate. Dar nu am interacționat, nu am avut discuții mai mult decât, nu știu, într-o zi despre un anumit subiect undeva. Adică nu am menținut legătura niciodată. Și acum nu a fost nimic România? Între noi, nu mă gândeam că o să fie ceva, nici el, nu a fost o direcție. Acum nu stă în România, acum a venit doar pe perioada verii. Și se întoarcem. Și acum vreau să te întreb. Da, uite, știu ce mă întrebi. Uite, sunt niște fotografii pe care le-am văzut și la tine pe contul de Instagram. La un moment dat asta cred că pleca de undeva din lift sau ceva, poza asta, nu? Ca să vezi că am urmărit. Sau asta, da. Exact. Da. Dar știi ce vreau să te întreb? Și crezi că rezistă o relație acum la distanță așa? Păi, la distanță, vrei să fiu sinceră, nu cred că rezistă. Nu știu cum rezistă la unii, eu nu cred că rezistă la mine. Păi și atunci ce faci? Te muți în America? O să iau în considerare și posibilitatea de a jongla cumva cu continentele. Pentru că nu e să zici că ești la 2 ore distanță să ajungi ești mai repede. Ești la 16, na, nu-s 2-16. Da, dar nu e chiar așa ușor, nu? E doar o zi în plus, dacă e să o iei așa, până să revii. El lucrează în America? Da, el lucrează în America. Dar eu sunt atât de flexibilă cu ceea ce fac, încât eu tare cred că pot să fac de oriunde. Nu știu, eu sunt deschisă la aventuri, la lucruri noi și ai și lucrul ăsta și, cum să spun așa, de America, știi? Așa că, da, mâine, păi mâine acolo te vedem. Ai fi surprins din câte am înțeles acolo, ci că fetele sunt super superficiale și foarte, foarte tunate. O să vedem, Carmen Grebenișan from Hollywood. O să vorbim cu tine în direct. Ăla-i target, așa-i? Da, păi nu știu, o să faci acolo ceva. Eu sunt deschisă la orice vine nou și îmi place aventura. Sau el se mută în România? Nu cred că vrea nimeni să se mute de tot undeva. Știu că sună ciudat, dar odată ce încep să vezi cât de ușor câștigi banii în state unde consumerismul este mult mai mare, probabil mai vii în România pentru o perioadă de timp, dar nu cred că te stabilești. Știi, dacă acolo e activitatea omului și acolo e meseria lui și acolo are aici cartea de muncă. Exact, aici sunt prietenii și familia, deci e 50-50. Nu e deranjant, până la urmă te poți adapta la orice în viața asta, nu? Asta mi se pare cea mai mare capacitate. Dacă ți-e greu așa, știi că pac. Dar ți-e și bine, nu? Adică e frumos să poți să faci. Dacă ți-e greu cu distanța asta, că nici nu sunteți, când la el e noapte, aici e zi, când aici e zi, acolo e noapte. Într-adevăr, e o diferență de fusorar de 7 ore, dar se poate orice dacă vrei. Adică e greu, dar nu e imposibil. Și mai palpitant așa acum, după aia trebuie un pic stabilitate dacă. Cât timp aveți de căsătorie împreună? Nu cred că am stabilit un moment din care suntem nu, împreună. Nu, că de obicei întotdeauna. Data aia ne-am cunoscut, aia e data pe care o sărbătorim. Un an de când ne-am întâlnit. Să știi că asta n-am avut-o niciodată și nu sunt genul de persoane care e cu datele, dar nu prea știu, nu țin să cuantific timpul în direcția asta. În ce să-mi dau seama acum, nu vreau zic o prostie, probabil câteva luni bune sunt la mijloc, dar oarecum am impresia că ne cunoaștem de mai demult. Nu știu, e o înțelegere între noi separată de cuvinte.
ne înțelegem și energetic, ne înțelegem mai mult decât la nivel verbal. Foarte frumos, să fii fericită. Eu sunt momentan și acum viitorul poate să ne surprinde cu orice, dar sunt foarte deschisă la orice, adică nu mă blochez. Mi-a plăcut de tine că ești foarte asumată și lumea a văzut chestia asta și de când ai fost la Survivor, adică că ești foarte directă și foarte onestă așa. Da, măcar știu că pot să dorm noaptea bine după ce fac lucrurile astea, când sunt sinceră cu mine, sunt sinceră și cu restul. Foarte fain. Avem o roată a provocărilor. Vrei să vedem ce provocări avem pentru tine? Hai să vedem. Să învârtim roata provocărilor cu Carmen Grebenișan, oameni buni. Nu de alta, dar cine știe ce provocări va întâlni în plicurile noastre. Hai, învârte tu. Hai. Nu dau tare, nu că... Cum vrei. Așa. Ia să vedem. Verde e culoarea mea favorită. Hai, și stop, fix stop, verde. Fix verde, asta vreau să zic și eu. La verde s-a oprit. Da. Haideți să vedem aici, Carmen, ce avem. Mamă, cine a scris ciucă? Nici eu nu vă stai. Dă un mesaj Alinei Ceușan și scrie: vrei să fii din nou nașă? Să vedem ce răspunde. Aole. Uite, asta era scris pe bilețel. Scrie mic, dar asta e clar. Da, e ok. De mesaj? Nașă de cununie sau de copil? Vrei să-mi dai vreo veste? Nu vreau să vă dau veste. Da, ok, deocamdată. Hai, dă-i un mesaj. Bun, să vedem. Hai că-i dau un mesaj. Zi, fată, vrei să fii nașă din nou? Pentru că ea a fost nașa ta, nu? Da, a fost nașa mea. Ne-am tot nășit. Eu am fost nașa lui Rocky, a fost nașa mea de cronie, cumva... Ia, și acum, crezi că ai surprins-o cu chestia de treaba asta? Poate nu se uită la emisiune. Dacă se uită la emisiune... Ea este altundeva acum într-un... A, nu-i în țară? Ba da, este în țară. Dar are treabă? Într-un show, să zic așa. Ah, ok. Vrei să fii din nou nașă? Ok. Hai că-i dau. Vrei să dau un mesaj vocal? Hei. Auzi, vreau să te întreb ceva serios. Haideți să vedem cum stau lucrurile. Ia, o fac și să creadă, știi, că dacă tot fac provocările, le fac să fie... Să zic ceva serios. Of, dar nu intră mesajele. Da, nu cite... Nu intră. Da, ai dreptate. Hai, învârtim roata asta. Nu știm ce ar fi răspuns Alina. Ea cumva mă susține în orice fac. Și dacă fac o alegere mai proastă și dacă fac cea mai bună alegere, ea e mereu da. Este una dintre cele mai bune prieteni. Nu, este cea mai bună, cu siguranță. Cea mai bună. Da, chiar este. Să învârtim. Dar cred că ar fi de acord. Da? Atunci, dar cum ar fi? Ar putea să fie din nou ea nașă? Eu cred că ar putea. Sfidăm toate regulile, se poate, orice. O facem, nu? Legal vorbi, nu știu. Nu mă bag la astea. Se poate? Să fie, se poate, nu? De a fost nașă la prima căsătorie, să fie și la a doua. Arată ultimul mesaj de pe WhatsApp primit de la un bărbat. Ceea ce înseamnă că poate să fie primit chiar de la el. Stai. Ne credem pe cuvânt. Mai avem 2-3 provocări pentru Carmen Grebenișan, oameni buni. Nu de alta, dar e roata provocărilor. Ce ai de să vedem? Păi nu, am vorbit cu Raul, soțul ei, da? Unde pot să-mi fac analizele astea. Că vorbeam despre analize, uite, legat de subiectul anterior, eu sunt foarte ipohondră. Și adică, eu. Și îmi fac analizele de la cea mai mică chestie. Și toată lumea zice că o iau razna, că e prea mult, că exagerez. Dar țin să analizez tot. Și de ce te cauți? Păi momentan nu știu, adică mă caut, dar să fiu, nu știu, vreau să știu ce? Tot. Și la un moment dat, știi cum e, când te cauți, totul să găsești ceva. Nu, păi dacă găsesc, măcar o să rezolv din timp, nu? Adică se întâmplă așa de multe lucruri în jurul meu, încât chiar vreau să previn cu orice preț, orice. Și chiar îți face absolut... Azi mi-am făcut analizele, uite-te, din două părți mi-au luat. Din două mi-am luat vreo 12 probete. Nu mă întreba ce mi-am luat, că am cerut tot și extra, dacă se mai poate. Și, da. Ok. Da, bun, deci nu sunt singurul ipohondru. Nu, și dar când... mi se pare că e o chestie și bună. Vreau să întreb ceva. Și când citești ceva legat de o poveste de genul ăsta medicală, crezi că e un semn că de fapt ai citit? Eu cred că să... pe mine nu mă stresează când citesc ceva pe internet. Știi că unii zic, nu citi, că o să mori. Ok, eu n-am problema asta. Eu dacă citesc, mă calmez, zic, aha, și fac legături și mă autodiagnostichez, știu că nu e ok deloc și nu recomand, dar îmi place să fac conexiuni și să mă duc într-o direcție sau alta. Cumva sunt pasionată de chestia asta. Păi nu-i terenul târziu să poate dai la medicină. Uite, soția lui Pavel Bartoș a dat la medicină. Nu, pentru mine cred că e târziu să mă apuc de medicină, sincer. Nu? Hai să învârtim. Să vedem ce roată a provocărilor mai avem. Da. Asta vreau să vedem. Ia, hai să vedem. Bun. Ia să vedem. Povestește cea mai penibilă întâmplare pe care ai trăit-o alături de prietena ta, Alina Ceușan. Cea mai penibilă, nu o să o zic, vă zic sincer, nu. Trebuie să fiu sinceră, da. nu pot să o zic cu cea mai penibilă, că este mult prea penibilă de discutat în bala. Zi mare, este, ziua. Este ceva atât de jenant încât probabil este fix ceea ce gândești că poate să fie. Nu cred. Ceva foarte rău, oricum, și nu pot să povestesc, dar mi-a venit prima în cap și clar că e cea mai penibilă, dar o să trec. Bine, s-a întâmplat o situație penibilă, eram noi și încă vreo trei băieți și s-a întâmplat ceva aiurea. Adică? În fine, nu pot să povestesc, hai că zic cu alta, că mai avem, oricum am destule cu ea.
Am fost la niște show-uri în Milano, când era Milano Fashion Week, și am zis noi, hai că e o idee bună, în tocuri și în rochi elegante, să mergem cu trotineta înapoi către, nu recomand, către hotel? Da, după ce am și băut o par, ceea ce este foarte periculos, dar am luat-o pe unde trebuia și am luat-o încet. Deci voi două pe trotinetă? Noi două pe fiecare cu trotineta ei. În fustă? De fapt, eu eram pe bicicletă. În fustă? În chiar roche de seară și de gală. Okay. Și Alina nu știe să se dea foarte bine pe trotinetă, dar a acceptat provocarea mea, că și eu sunt mai nebună. Și eu filmam din spate și râdeam. Și la un moment dat a venit un biciclist și s-a speriat așa tare de el că a făcut așa și a picat pe o parte și biciclistul a picat pe cealaltă parte. Și ai filmarea asta? Că am, o am pe telefon, da. M-am gândit că dacă s-o postez sau nu, tocmai de mult timp mă tot gândeam că ar fi fost un TikTok bun, dar au trecut deja 2 ani de atunci, dar mă amintesc. Da, unele lucruri rămân, 100%. Cum să zicem, hituri, indiferent de timp. Da. Hai să mai învârtim pentru încă o provocare. Ia să vedem. Ia uite, vrei galben sau verde? Da, galben, că galben, verde am mai avut. Plac lucrurile noi. Te prezinți la casting pentru rolul principal într-un film horror și ai 30 de secunde să convingi că meriți rolul. Dacă nu avem shot acolo cu lămâie. Hai că dau un shot acum, că m-am îmbrăcat drăguț și nu pot să fiu așa de rea. Da? Bine, haide, un shot. Stai, shot... Cu lămâie. A, fără alcool. Iartă-ne. Ce să zic? Nu. Iartă-ne, nu se mai întâmple. Da. Te rog frumos. Dar tu nu dai cu mine? Ba da, ai dreptate. Ți-e place? Da, acum ce că să eu fac? Uite de chiar făcusem o postare că de obicei dacă beau așa de tequila nu beau lămâia, că mi se pare că da. Mă face mai rău. Hai am să o vedem. Problemă cu lucrurile. Să fie într-un ceas bun, pentru noua relație. Să fie, hai că mai dau o dată pentru ea. Shot. Mă scuzați, dar... Da, e pentru noua relație. E bună. E vitamina C, să știi că dacă ești ipohondră, vitamina adică C te ajută toată foarte fața tare. Pot... Doamne, vreau să... Te ajută foarte tare, Carmen. Mă ajută? La ce? Vitamina C? Mâine mă ajută, caz nu. Te ajută puțin mai încolo, o să vezi. Vai de mine ce... Este antioxidant. O să fii... Îți crește imunitatea. Hai, încă o provocare și gata, hai. Ultima. Hai, că dăm o tare. Perfect, și aici să oprească cum vrea destinul, să nu mai intervenim noi. În viața destinului. 1, 2, 3 și... A. Asta e. Gata. Asta e. Perfect. Ultima provocare pentru Carmen. Și anume, răspunde la întrebarea ce bărbat celebru ți-a făcut avansul, dar l-a ignorat. Repede. Primii trei. Nu pot să zic asta. Zi. Haide, zi. Zi. Nu pot zi, să zic repede. Asta. Ce bărbat celebru... Dar nu mai am mai avut discuția asta odată și mi-ai pus așa la provocare. La sosul repicat, dar acum n-ai ce zici. Am luat sos... Mai dă, nu, n-ai voie așa, facem, acum n-ai voie două șaturi. Trei. Nu. Promit că patru. Nu. Patru. Nu poți să iei patru șaturi, că nu-ți plăcea. Accept acest deal. Toate, mă crezi? Deci nu vrei să spui, dar există? Mai mulți celebri care ți-au făcut avansuri. Ei mai există. Ei mai există. Da, ei mai există. Și atunci, bine, nu toate, dar încă un șat. Dar nu mai beau cu tine. Nu? Da, ciucă de data asta. Deci chiar dacă eu mă țin de ceva, e de promisiune. Pot să dau 2 minim. Da? Gata, 2 minim. Mă nu vrea să spună, dar ideea e că există. Da. Adică cine sunt bărbații aia care... Cunoscuți, nu? Păi da, sunt cunoscuți. Căsătoriți fiind, da? Foarte căsătoriți. Foarte căsătoriți? Și? Și acum nu cred că mai sunt căsătoriți. Ah. Dar nu de la mine. Aha. Unii dintre ei au Versu. Să fie treaba bună. Mm-hmm. Și acum, karma. După aia, după ce au divorțat? Ce? Eu ce nu au mai dat mesaj. Dar nici măcar mă mai le mesaje, că Pufi citește mesaje, așa că dacă cineva îmi dă mesaje și... Cine e Pufi? Pufi colegul meu și prietenul Pufi meu. Pufi de unde e, mă? Bun. Că era data trecută a venit cu tine. Pufi nu e aici, nu? Nu e aici, nu. Nu e, perfect. Da. Perfect. Să deci el, de acum el răspunde. Perfect, deci oameni buni, dacă scrieți lui Carmen Grebenișan pe Instagram sau pe Facebook, să știți că există Pufi care îi răspunde la mesaje. Vreau să spun că l-avem și noi pe Pufi, al nostru este plantă. Vino mă Pufi aici, Pufi, vino puțin, Pufi. Uite, el este colegul nostru de la Sunet, a fost cu noi coleg foarte mult timp aici. Pufi, haide mă Pufi! Stai că a plecat Pufi. Colegul de la Sunet, a plecat fără microfon. El lucrează la Sunet, dar de obicei... Atâta. Uite, el este Pufi al nostru, Pufi. Care spune, am pătrățele, dar sunt mici. Mici, vită, porc, exact tot ce trebuie. El este Pufi al nostru, Pufi, a bagă tu un pic cum era MC Hammer-ul. Ia uite-l pe Pufi! Perfect! Bravo! Pe plantă căutați oameni buni la Balotești, că el n-are Instagram și TikTok. Eu am Cristian Ivan! Ai? S-a auzit. Ivan cel groaznic. Mulțumim mult. Instagram și tot.
Mulțumim mult de tot, ești o tipă foarte mișto. Și mulțumesc. Să ai multă baftă și oricând te așteptăm cu mare drag aici. Cu mare drag, mișto tot timpul. Mulțumim mult de tot. Ea este Carmen Grebenișanu, oameni buni, o fată senzațională. Facem și o poză să avem aici de la Roata Provocărilor. Și răspunsul la întrebare, dacă Alina Ceușan poate să fie din nou în naș, rămâne pentru data viitoare. Și, da.